Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație! Mă bucur mult că sunt aici pentru prima dată și îi salut pe toți urmăritorii dumneavoastră virtuali! Pentru că ne confruntăm din ce în ce mai des cu cazuri extreme în capitală, mă refer aici în principal la ultimul caz de pedofilie. Care, după cum am văzut, a provocat foarte multe reacții acide. Aș vrea să ne spuneți dacă a existat vreun apel oficial al Bisericii Ortodoxe Române în acest caz. Cazul despre care vorbiți, fără îndoială, a înfiorat, a cutremurat practic întreaga societate românească și a fost foarte mult mediatizat, în mod firesc, era inevitabil. Un asemenea caz, când apare, evident, te pune pe gânduri de ce o astfel de persoană este în libertate, de ce se mișcă lejer printre, printre noi, de ce are acces la copiii noștri. E o întrebare însă care se pune și în alte societăți. Asemenea, personaje nefaste, suferinde de cele mai multe ori, pentru că pedofilia, din orice unghi ai privi este realmente o patologie, e o dereglare, această dereglare însă trebuie sesizată, în mod firesc trebuie, trebuie luate măsurile inițiale din partea celor care au căderea să o facă, adică din partea autorităților medicale și în cazul despre care vorbim, din partea celor care l-au înconjurat un timp pe acest personaj nefast și care, înțeleg, l-au tolerat. Un astfel de caz dar și alte cazuri de crimă, de viol, cazuri care întotdeauna cutremură societatea, sunt cazuri care bineînțeles te pun și din punct de vedere spiritual pe gânduri. De ce o societate ajunge să tolereze uneori asemenea asemenea situații? Din acest punct de vedere, mesajul bisericii este unul constant, așa cum vă spuneam și înainte de a intra în emisiune, atunci când se află de un asemenea caz Preoții, practic toți preoții care află de un asemenea caz, au grijă ca în predica lor din fiecare duminică să introducă o idee măcar tangențială la o asemenea situație, să tragă o concluzie, să îndemne pe cei din fața lor printr-un mesaj într-o direcție utilă social. Și din acest punct de vedere, Biserica așadar este inevitabil implicată, intrinsec implicată într-o astfel de realitate socială. Despre asemenea cazuri se vorbește în biserică atunci când apar. Nu a existat un mesaj oficial pentru că un comunicat oficial ar fi fost autologic. Oricum mesajul preoților este unul menit să implice pe cei din fața lor în calitate de creștini, în orice mod posibil, pentru ameliorarea socială în sfera în care ei trăiesc. Un creștin adevărat nu e un om pasiv, sau dacă e pasiv, nu e un creștin adevărat, e un om sensibil, e un om atent la nevoile celor din jur, e un om care are grijă să transmită el însuși un mesaj menit să vindece orice rană apare în corpul social din care el face parte. Concret, care este mesajul misionar, să spun așa, pentru anul 2018 al Bisericii Ortodoxe Române, când vedem că societatea se confruntă cu astfel de cazuri? Vedem și cazul de la Metro, cu tânăra ucisă la Metro, cazul de pedofilie. Care este concret mesajul pentru, pentru cetățeni? Mesajul Bisericii pentru cetățeni într-un astfel de context. Este unul care scoate în evidență grija permanentă și atenția permanentă pe care trebuie să le cultivăm în viața noastră, în relația noastră cu ceilalți. Atunci când, nu vreau să cad într-un registru foarte banal al discuției, dar când aflăm de asemenea cazuri, în calitate de creștini, trebuie să fim, în primul rând, noi cei îngrijorați și care iau atitudine în legătură cu asemenea cazuri. E foarte complicat. Să stăm de vorbă despre un asemenea caz care se întâmplă din când în când, fără să ne confruntăm noi direct cu el. Dar cei care se întâmplă să facă parte, să, să intre în sfera de gravitate a unui asemenea caz, să facă parte dintr-o familie care are legătură cu asta sau să cunoască asemenea oameni, lucrurile pe care biserica le promovează și invită pe oameni să le facă, sunt cele legate, repet, de relația lor cu ceilalți grija față de copii, concretă, grija față de cei cu care ne intersectăm, ajungând în fața unui asemenea personaj bolnav sau mai puțin bolnav, prima reacție noastră este să ajutăm, să facem în așa fel încât asemenea cazuri să fie identificate mai ușor. E foarte complicat să Formulez acum un mesaj concret legat de cazul de pedofilie. Pedofilia este o dereglare profundă, morală, se tratează, evident, și medical, și psihologic, psihiatric, psihologic, dar și din punct de vedere duhovnicesc. O astfel de persoană, chiar dacă ajunge într-un stabiliment unde este tratat din punct de vedere medical, trebuie să aibă parte și de un contact cu un preot preoții de spitale, preoții unor instituții care se ocupă de asemenea cazuri și care să se apropie de asemenea persoane încercând să sape adânc în mentalul lor, în conștiința lor, prin spovedanie, pentru a încerca să vindece, să-l conștientizeze perspectivul că se află pe o cale autodistructivă, din păcate. S-a reabilitat Biserica Ortodoxă Română după scandalurile în care am văzut că au fost implicați în alte fețe duhovnicești. Mă refer aici și la cazul înalt preasfințitului Teodosie. Cazul înalt preasfințitului Teodosie este cel mai puțin grav, aș spune, prin comparație cu celelalte cazuri care s-au consumat, ca să zic așa anul trecut, în 2017. Cazul în alt preasfințitului Teodosie este un caz încă sub analiza autorităților judiciare. Este un caz care încet, încet s-a limpezit în sensul că acuzațiile inițiale s-au dovedit a fi practic mai puțin întemeiate decât s-a crezut inițial. Este încă un proces în derulare, nu avem încă acces la concluzia autorităților judiciare, o așteptăm. Orice ar fi făcut, fie în alt preasfințitul Teodosie, fie un alt potențial ierarh care ar greși, fie el preot, fie episcop, sunt întotdeauna cazuri de responsabilitate personală. Biserica în sine, ca instituție care ne cuprinde pe noi toți, nu are o vină, nu are o culpă când un membru al ei, fie și unul reprezentativ, greșește. Greșește în calitate de persoană privată, dacă atrage instituția după el, este cu atât mai grav. Și din această perspectivă, întotdeauna uh, Patriarhia Română a pledat pentru asumarea responsabilității personale ca să nu se uh, atragă după sine imaginea instituției. Uh, S-a pus problema retragerii sau autoretragerii persoanelor care se simt vizate de urmărire penală sau ajuns să fie urmărite penal. Pe de altă parte, deci aceasta ar fi o decizie pe care persoana are libertatea să o ia, este sfătuită să o ia, dacă, repet, aduce prejudicii de imagine instituției, dar rămâne la latitudinea ei personală. Pe de altă parte, funcționează în orice caz de uh, anchetă, prezumția inviolabilă de uh, Nevinovăție până la pronunțarea finală a autorităților judecătorești. Din această perspectivă, cazul în Alpea Sfințiutului Teodosie, repet, este unul care cred că încet încet se apropie de sfârșit. Anul acesta cred că vor apărea concluziile anchetei în care, din care a făcut parte. Dacă mă întrebați de cazurile de imoralitate mult mai stridentă, care au zguduit cumva, spațiul mediatic în legătură cu biserica anul trecut. Cazul fostului episcop de Huș a fost unul nesfârșit de trist, a fost un caz care realmente a întristat profund biserica și ca instituție și ca membrii ai ei, pentru că a apărut în prim plan un caz de homosexualitate, probat, din păcate, de imagini a căror veridicitate nu a putut fi contestată de fostul episcop de Huși, autoritățile de asemenea judiciare fac o anchetă în continuare în legătură cu relațiile pe care se presupune că le-a avut fostul episcop de Huși cu uh, elevi din seminarul de la Huși, se adună probe, biserica în acest moment nu mai este implicată pentru că o depășește o astfel de analiză, acest fost episcop uh, în acest moment nu mai reprezintă în niciun fel biserica. El s-a retras din această funcție, nu mai poate fi numit episcop al bisericii noastre, este o persoană retrasă și consecințele retragerii lui, în mod firesc, sunt egale cu cele ale unei caterisiri, pentru că el nu mai slujește în calitate de episcop și nu mai beneficiază de un statut de reprezentare al instituției din care încă face parte. La întrebarea de ce nu a fost eliminat total, de ce nu a fost caterisit. Vă spun încă o dată, efectele retragerii lui sunt profund asemănătoare cu ale unei caterisiri. El nu mai ocupă niciun fel de funcție reprezentativă. A devenit un fost episcop, practic este un monah, pentru că orice episcop este în primul rând monah. A ales să trăiască lângă mănăstirea Văratec, undeva, într-o locuință care i-a fost pusă la dispoziție de către episcopia romanului în acest moment. E o discuție mai lungă, orice astfel de caz este un caz eh, practic total condamnabil, biserica a făcut-o, ca și în cazul preotului Pomohaci, care a fost eh, practic caterisit, nu se acceptă în niciun fel eh, homosexualitatea în biserică. De aici o altă discuție pe care probabil că o vom purta. În continuare, legate de, legată de alte lucruri. Dar, din fericire, atât pot să mai spun, vorbim la trecut despre aceste cazuri, pe care Biserica le-a tranșat așa cum a considerat ea că este mai bine. S-a pus recent în discuție și organizarea unui referendum pentru restabilirea formei de guvernământ a României: monarhie sau republică. Care este poziția Bisericii Ortodoxe Române? față de această inițiativă, să spun așa. Aș spune că această discuție a rămas la nivel de pură discuție, din câte știu nu s-a avansat în niciun fel mai departe. A fost o discuție creată în atmosfera de profundă efervescență, aș spune paradoxală efervescență creată de plecarea la domnul la regelui Mihai I al României, în acel moment, foarte mulți români au conștientizat ce ar fi fost dacă am fi avut un monarh precum regele Mihai, cu calitățile sale morale indiscutabile, un model de suveran, un model de conducător autentic al unei țări. Regele Mihai I rămâne, inclusiv în memoria bisericii, nu doar a societății, un model de onestitate intelectuală, un model de smerenie un model de discreție, un model de uh, atitudine creștină profund interiorizată, profund asimilată, uh, toate cuvintele lui, toate mesajele lui transmit întotdeauna uh, idei care au legătură în mod profund cu Evanghelia, a fost un om profund religios și dincolo de asta a fost un om discret religios, pentru că oamenii religioși pot fi discreți sau pot fi uneori explicit și chiar supărător, explicit, ca să spun așa, religioși. Regele Mihai a fost un model de maximă discreție și de echilibru, și în contextul plecării sale la Domnul, cum spuneam, o parte din societatea românească a realizat o posibilă revenire la o altă formă de guvernământ. Aceste discuții însă au rămas la nivel mai degrabă virtual, nu s-a făcut niciun pas mai departe. Mă întrebați dacă biserica ar avea vreo opțiune. Biserica nu are uh, o opțiune în acest sens. Biserica n-ar face decât să respecte voința poporului care s-ar pronunța printr-un referendum. Poporul însuși face parte din biserică. Biserica, deci, nu îndeamnă în acest moment nici pentru un referendum, dar nici pentru uh, nesusținerea unui referendum. Biserica este un martor, sau mai degrabă un spectator angajat în societate, ca să folosesc formula lui Raymond Aron, este o instituție care are grijă să vegheze asupra moralității, în primul rând, a societății din care face parte, să transmită mesaje menite, să păstreze acest echilibru moral și să ia atitudine ori de câte ori apar derapaje grave la nivelul moralității publice. Asta la nivel mai larg, la nivel micro biserica se manifestă prin toate parohiile ei, prin toți preoții ei, prin toate persoanele care o reprezintă în sfera din care acestea fac parte. Ce ne puteți spune despre lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului? În ce stadiu se află acum aceste lucrări? În stadiu foarte avansat, mai ales că anul acesta, anul centenarului, anul în care sărbătorim practic 100 de ani de la inaugurarea formei de statalitate modernă a României, este anul în care va fi și sfințită Catedrala Națională sau Catedrala Mântuirii Neamului. Profit de ocazie să explic sintagma Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că, din păcate, inclusiv oameni cu, să spun așa, cultură majoră, cu propensiune spre filozofie și spre teologie, n-au înțeles inițial această denumire de Catedrală a Mântuirii Neamului. Primul reflex al unui om care nu cunoaște istoricul acestei, acestui proiect este acela să creadă că e vorba de mântuirea la grămadă a tuturor la nivel de neam. Nu e vorba de asta, e foarte grosieră interpretarea respectivă. Sintagma a apărut în secolul XIX, după războiul de independență de la 1877, când Mântuirea Neamului însemna ceea ce înseamnă și acum, de fapt, în realitate: salvarea poporului român de sub stăpânirile străine. 1877 a fost practic anul eliberării noastre de subdomnia fanariotă, turco-fanariotă, a fost practic eliberare națională. Și atunci s-a pus problema pentru prima dată puțin știu, dar eu o spun cu multă bucurie, inițiativa publică a construirii unei catedrale naționale pentru a-i cinsti pe eroii căzuți în războiul de independență a fost a lui Mihai Eminescu, care în 4 iulie 1881 scrie un articol în ziarul Timpul, timpul în care propune ridicarea unui asemenea monument. Ulterior, ideea este preluată de toate elitele românești ale vremii, se ajunge la regele Carol I, care în 1884 dă, promulgă legea Bisericii Catedrale, prin care alocă de la bugetul de stat 5 milioane de lei, echivalentul la 5% din bugetul național al vremii respective al României. Acest lucru însă nu s-a întâmplat atunci, nu s-a putut demara construcția respectivă. Proiectul a rămas, a fost preluat de toate elitele culturale, religioase ale timpurilor care vin, au urmat cele două războaie mondiale care, bineînțeles, că au zguduit, au fracturat societatea și nu a mai fost posibilă uh, preluarea coerentă a acestui proiect. A intervenit perioada comunistă când nu s-a pus problema ridicării unei asemenea uh, monument. După 1990 proiectul a fost adus din nou la suprafață, au început demersurile, au fost foarte multe avataruri ale acestor demersuri, s-a ajuns în anul 2006 când s-a promulgat legea uh, Catedralei uh, Mântuirii Neamului, prin care s-au stipulat, s -au stipulat inclusiv sursele de finanțare ale ei. În primul rând, Patriarhia Română, principala finanțatoare, în al doilea rând, Guvernul României prin Ministerul Cultelor, actualmente Secretariatul de Stat pentru Culte, și autoritățile publice locale în măsura posibilului. De aceea apar din când în când, cu destulă coerență aș spune, aceste ajutoare financiare din partea statului român pentru ridicarea unui monument al cărui proiect are iată aproape la 140 de ani adâncime în istoria noastră, E un proiect care a stârnit multe controverse, e un proiect neînțeles încă de foarte mulți care își pun problema exclusiv în cheie materialistă, în cheie pragmatică și spun de ce avem nevoie de o catedrală atât de mare când avem atâtea biserici, monumente istorice care au nevoie de reparații, când avem nevoie de spitale, a apărut sintagma adaug eu manipulatoare, spitale versus catedrale. Vrem spitale, nu catedrale. Vreau să vă spun că nu din cauza construirii catedralei naționale, ale, cărui, ale cărei costuri le voi detalia imediat, nu se construiesc spitale în România sau nu se construiesc autostrăzi. Vedem că există bani necheltuiți sau cheltuiți greșit vedem că există bani neabsorbiți din fondurile europene, sunt probleme de care presa se ocupă în mod profesionist și inclusiv dumneavoastră și foarte bine faceți, suntem o țară din păcate prost administrată care nu reușim din păcate să luăm un start ireversibil din multe puncte de vedere și în acest context apare construirea unei catedrale dedicată tuturor ero eroilor neamului românesc. Atât din 1877, războiul de independență, primul război mondial, al doilea război mondial, apoi să nu uităm de eroii foarte discreți și din păcate nebăgați în seamă, care au murit în temnițele comuniste, mii și mii de oameni, de români, care au sfârșit în temnițele comunismului, tot eroii ai țării sunt și ei, pentru că au luptat pentru libertate în felul lor. Apoi, eroi care și astăzi mor pe multe câmpuri de luptă, unde România are angajamente prin NATO și care se întorc acasă, din păcate, în sicrie, îi vedem primiți pe aeroport. Toți aceștia sunt eroi României. Pentru acești eroi se ridică o asemenea catedrală, în primul rând pentru ei. E numită Catedrala Națională pentru că este construită în capitala României. Este o catedrală. Al cărui proiect include, e foarte bine de știut și, din păcate, s-a trecut cu vederea de multe ori, include și alte componente care pun în lumină nu doar dimensiunea religioasă a jertfei acestor eroi, ci și activitatea socială și culturală a bisericii. Va exista lângă catedrală un centru de diagnostic și tratament care va oferi servicii medicale gratuite, evident, pentru. Oamenii fragilizați social, va exista un muzeu al creștinismului românesc, va exista un centru de conferințe, va exista o cantină și un cămin pentru pelerinii care vor veni din țară sau din oriunde în altă parte, oameni care nu au bani să se cazeze, practic, în alte locuri. Așadar, aceste patru clădiri vor înconjura practic pe cele patru laturi această catedrală și va mai apărea ceva cu această ocazie, va mai apărea un parc nou pentru bucureșteni și nu numai pentru ei, un parc de aproape 6 hectare care va fi amenajat tot de Patriarhia Română lângă această catedrală spre partea care dă spre parcul Izvor. Așa arată lucrurile în legătură cu stadiul lucrărilor și iertați în paranteza foarte lungă. Ele se află în proporție de 85% realizate, se lucrează acum la cota 52 la nivel de turnare uh, beton și 62 de metri uh, uh, armătură, se face armătura. Lucrările sunt concentrate acum pe zona cupolei principale, care este și cea mai importantă. Această cupolă va avea înălțimea de 120 de metri, pe ea va fi montată o cruce înaltă de încă uh, Aproximativ 7 metri, din câte știu. Dimensiunile catedralei sunt de 120 de metri lungime, 67 de metri lărgimea, lățimea maximă între cele două abside. Practic vorbim de forma clasică a catedralelor în formă de cruce, deci latura scurtă a crucii va fi practic în clădire de 67 de metri, și înălțimea de 120 de metri. Apropo de proporții. A fost comparată uneori în mod hilar cu casa poporului. Ea practic constituie doar a 10 parte din ceea ce numim astăzi casa poporului. Este practic mult mai mică decât casa poporului. Este doar puțin mai înaltă din fericire, pentru că și din punct de vedere simbolic va apărea practic această cruce care va fi, putea fi văzută din orice punct al, al orașului. Va exista, va exista de asemenea posibilitatea să se urce până foarte sus, la două nivele, pentru cei care doresc să vadă perspectiva uh, aceasta și panorama care se poate vedea de la o asemenea înălțime. Să vă mai spun că s-au cheltuit până în acest moment, dacă interesează cumva, s-au cheltuit, cheltuit până, până în acest moment aproape 80 de milioane de euro costurile finale ale întregii clădiri vor, la faza roșu cu acoperiș și cu tot ce presupune ferestre și uși va fi de 90 de milioane de euro și din acest punct de vedere trebuie să vă spun că din această sumă cheltuită până acum de 80 de milioane 14 milioane se întorc la stat sau întors deja la stat sub formă de TVA. Lucrează aproximativ 600 de muncitori, deci sunt 600 de locuri de muncă. Lucrează în trei schimburi. A fost o iarnă blândă, s-a avansat mult în privința aceasta a lucrărilor. Nu există întârzieri legate de lucrările respective, și sperăm că, într-adevăr, pe 30 noiembrie 2018, anul acesta, în ziua Sfântului Apostol Andrei, care este și unul dintre ramurile catedralei. Va fi sfințită. Al doilea hram al catedralei, deci a doua sărbătoare a ei, este înălțarea Domnului, această sărbătoare extraordinar de importantă, care este și ziua eroilor. Principalul hram, deci, va fi acesta, ziua eroilor, pentru că această catedrală le este practic dedicată. Revenind la investiții, cine a investit în această catedrală? În primul rând, Patriarhia Română, prin donațiile care se <coughs> oferă zilnic, se înregistrează foarte multe donații din țară și din străinătate, în sume variabile, bineînțeles, sumele, chiar dacă nu sunt spectaculos de mari, deși au fost și sume foarte mari donate de oameni foarte bogați, sunt sume foarte numeroase și din această perspectivă donațiile acestea sunt constante. Un al doilea, ca să spun așa, Finanțator al catedralei a fost guvernul României. În 2017 vă pot spune că guvernul României a oferit pentru această construcție aproximativ 25 de milioane de lei și primăria capitalei este practic pe locul 3 ca instituție care a donat pentru catedrală. În 2017 au fost donate, din câte știu eu, 19,5 milioane lei. Din partea Primăriei Generale a Capitalei. De ce donează statul pentru catedrală? E o întrebare pe buzele tuturor. Le citesc și eu comentariile care apar în presă. Puțină lume mai poate înțelege astăzi, pentru că nu li se explică aproape niciodată oamenilor că există în orice societate din Europa și din lumea civilizată. Un parteneriat între stat și biserici și cultele religioase. De ce e necesar acest parteneriat? Pentru că statul are înțelepciunea sau strategia de a observa că sunt zone în societate unde el nu se poate implica sau ar fi prea costisitor pentru el să se implice. Mă refer la zona socială. Decât să construiești un orfelinat, să spunem, de un milion de euro mai bine oferi 500 de mii de euro, dau niște cifre absolut aleatorii, unui cult religios care construiește el și aduce el personalul ca să lucreze în acel orfelinat. E doar un exemplu. Vreau să spun că acest parteneriat dintre stat și cultele religioase stă la baza finanțării cultelor. Există foarte multe lucruri pe care în societate le operează din punct de vedere și material și moral cultele religioase, în România avem 18 culte religioase, între care unul este Biserica Ortodoxă Română majoritară, ei bine, statul ajută cultele religioase pentru că și cultele religioase ajută statul. Să dau un exemplu. Câte mii de oameni mănâncă duminica, de exemplu, în spațiul bisericilor, unde se oferă aceste daruri sub formă de mâncare, Există în patriarhia română 800, aproape 800, e vorba de 789 de instituții sociale. Aici intră de la farmacii, microspitale, orfelinate, after school unde nu se plătește evident nimic și unde oamenii săraci, majoritatea copii, bătrâni și femei abuzate Beneficiază de serviciile Bisericii Ortodoxe Române. Există o hartă pe site-ul Patriarhiei Române, unde se poate vedea exact unde sunt locurile acestor așezăminte sociale. Unii se întreabă, e mult, e puțin? Aș spune că este exact cât s-a putut face până acum. Este mult. Patriarhia Română a cheltuit în ultimii 10 ani, mă refer la perioada de când este Patriarhul Daniel la cârma Bisericii Ortodoxe Române. 150 de milioane de euro doar pentru zona aceasta filantropică de ajutor social pe care Biserica l-a oferit societății românești. Dacă comparăm asta cu alte instituții foarte bogate din zona economică, vom vedea că niciuna nu se situează deasupra Bisericii Ortodoxe Române ca investiție în spațiul social. E foarte mult de discutat aici. Am spus doar că acest parteneriat între stat și biserică este firesc, e și în beneficiul statului, e și în beneficiul bisericilor, care biserici nu trebuie confundate cu, să spun așa, instituțiile restrânse care formează aparatul birocratic al lor, inevitabilul aparat birocratic, adică departamentele respective. Vorbim de Patriarhia Română, vorbim de Arhiepiscopia Bucureștilor. Biserica Ortodoxă Română nu e formată doar din aceste entități uh, birocratice, ea e formată din 86% din populația României care se regăsește într-un fel sau altul în acest organism numit biserică. Și de aceea e firesc să existe această colaborare stat biserică. Este răspândită o informație pe care aș vrea să o discutăm să o lămurim dacă toți suntem prezenți. Este adevărat că fiecare biserică are o normă de vânzare a lumânărilor? Vă spun ceea ce știu. Nu este adevărat. Acolo unde însă unii ierarhi, aflându-se față în față la niște ședințe lunare cu preoții pe care îi păstoresc, discută această problemă economică, nu cunosc asemenea Amănunte la nivel de, de, de discuții. Dar, în mod cert, Patriarhia Română nu a fixat vreodată asemenea normă de vânzare a lumânărilor, pentru că e o absurditate în sine dacă stăm să o analizăm. Nimeni nu poate fi obligat să vândă lumânări sau să cumpere lumânări. Și eu și dumneavoastră, când mergem pe la biserică, în mod reflex aprindem câteva lumânări pentru cei care. Au decedat din familia noastră pentru cei pe care îi avem dragi în sufletul nostru, dar nu există posibilitatea obligării cuiva de a cumpăra vreo lumânare în plus față de ceea ce își dorește. Asta e valabil pentru toate obiectele de cult care se vând în biserici și care, apropo, că s-a discutat și despre asta că Biserica nu plătește impozite. Biserica nu plătește impozite și ea și celelalte culte religioase din România, dar și din Europa, pe obiectele de cult pe care le fabrică ea însăși în atelierele sale. Aici între lumânări, obiecte de cult care se folosesc în serviciul divin, cădelnițe, evanghelia, ferecăturile cărților respective, cărțile de cult pe care biserica are monopol în mod firesc. Nu pot să lași o carte de cult să apară la o editură X sau Y, pentru că e vorba de grija față de text și așa mai departe. Doar pe aceste obiecte de cult nu se plătește impozit când, se vind, când ele se vând în biserică. Banii care se obțin din vânzarea obiectelor de cult reintră în circuitul instituției al bisericii care îi folosește în vari direcții, de la uh, întreținerea locașului de cult, care nu costă puțin, să știți, de la Căldură, lumină, curățenie și tot ce presupune el, repararea locașurilor de cult, activități filantropice, culturale. Vă spun: cunosc în București câteva biserici care au after school-uri, unde copiii merg și învață gratuit, li se predă gratuit. Există grădinițe pe lângă biserici, unde de asemenea copiii sărași pot veni și. Urma aceste cursuri. Acești bani care se obțin din vânzarea obiectelor de cult sau din încasările pe care uh, biserica le face prin donațiile pe care le primește, rămân în interiorul uh, instituției. Este exact statutul pe care îl are orice ONG din România orice partid politic din România, orice universitate din România. Bisericile au statut în fața legiuitorului de ONG. Banii din interiorul unui ONG circulă în interiorul lui și nu este voie, evident, să faci afaceri cu ei prin care, sau din care să obții profituri nedeclarate la stat. Biserica nu face asta, desigur. Și plătește impozite, pentru că aici trebuia să ajungem cu răspunsul plătește impozite pe toate clădirile pe care ea le are, pe toate terenurile agricole pe care ea le are și din care obține, desigur, venituri, pe toate aceste lucruri Biserica plătește impozite, plătește impozite pe salariile personalului. Este, din păcate, o informație falsă care poate fi verificată oricând în adevărul care, de fapt, se ascunde în spatele unei asemenea informații. Tot mai multe sondaje de opinie evidențiază faptul că încrederea populației, încrederea românilor în Biserica Ortodoxă Română este din ce în ce mai scăzută. Care considerați că sunt cauzele acestui fapt? În primul rând, nu contest că încrederea în biserică, în biserici, este într-o oarecare scădere față de anii 90, de exemplu. De ce se întâmplă lucrul acesta? apare o inevitabilă erodare a imaginii publice a unei instituții masive de exemplu precum este Biserica Ortodoxă Română care are un aparat administrativ inevitabil care are inclusiv activități care au legătură nu doar cu actul spiritual, ci și cu uh, actul economic. Bisericile sunt implicate în câteva acte economice interioare din care, repet, obțin venituri pe care le reinvestesc în activitățile lor uh, filantropice, culturale și de orice categorie care are legătură cu buna funcționare a lor. Această erodare a imaginii însă este, cred eu, uh, accentuată, catalizată de greșelile pe care le fac anumiți reprezentanții ai lor. Atunci când un preot greșește, evident e un caz mai strident pentru presă decât atunci când un inginer greșește. Și este firesc, pentru că preotul reprezintă o instituție care are un mesaj permanent moral. Când acel preot vorbește în fața altarului credincioșilor, transmite un mesaj, un îndemn de viață morală, de viață riguros, călăuzită de valorile creștine, dar după aceea el plonjează într-o viață contrară a ceea ce el predică, bineînțeles că iese în evidență într-un mod nefericit. Când un ierarh greșește, când un episcop greșește, e cu atât mai, mai strident, aș spune, lucrul respectiv. Și aceste greșeli pe care unii reprezentanți ai clerului le fac, din fericire, sunt absolut minoritari, sunt cazuri punctuale, dar sunt cazuri reale. Aceste lucruri, sigur, că atrag după sine o judecată foarte ușor generalizantă în spațiul public. Un alt motiv pentru care cred că încrederea în biserică, dar o să vorbim imediat despre ce înseamnă încredere în biserică, a mai scăzut, este pentru faptul că în mentalul comun foarte mulți preoți din orașe au fost asociați cu câștigurile materiale. Accentuez din orașe, unde sunt biserici mai mari, unde sunt servicii religioase, precum cununii, botezuri, mult mai multe și unde, evident, se oferă mai multe donații bisericilor respective. Lumea a început să discute despre faptul că preoții cer bani. Când se întâmplă ca un preot să ceară bani, într-adevăr e un lucru grav și acest lucru trebuie taxat în primul rând de autoritatea bisericească. Preotul nu are căderea să ceară bani nimănui pentru că orice om care vine spre biserică, în mod firesc, face o donație bisericii dacă face un botez. A apărut ideea de taxe la botez și cununie. Aceste taxe sunt în mod uh, absolut clar folosite sau conținutul lor este justificat de următoarele lucruri. Plata corului care cântă în biserica respectivă, plata curățeniei care se face în biserică, lumina, căldura și tot ce presupune pentru intervalul de timp în care se petrece evenimentul respectiv, o cheltuială pentru locașul de cur respectiv. Asta compune așa zisa taxă care de fapt este o contribuție pentru că nimeni nu e dat afară din biserică dacă nu poate să contribuie cu ajutorul său în acest context. Iar în legătură cu înmormântările, nu există contribuții obligatorii pentru înmormântări. S-a spus clar, s-a reiterat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nu există asemenea contribuții obligatorii. Pentru bote și cununie, ele sunt necesare, dar, repet, nimeni nu este... Condiționat de acest lucru, sunt cazuri sociale, sunt cazuri de familii mai sărace, cărora nu li se pretinde și nu trebuie să li se pretindă o asemenea contribuție. Contribuțiile sunt firești, sunt benevole și nu cred că apar foarte multe cazuri de conflict. N-am auzit de conflicte pe o asemenea temă. În mod normal, dacă biserica respectivă spune că o cununie sau un botez, presupune o contribuție în valoare de uh, X lei. Persoanele respective sunt de acord sau spun că nu au de posibilitatea să plătească atât și bineînțeles uh, că nu sunt refuzate. Ce sunt se firești. Se întâmplă Dacă spre exemplu pentru un botez o, nu există nu au bani să plătească, practic. Ori. Dacă da, nu au o bani să plătească, pentru... botezul acela va fi oficiat, va fi săvârșit. Va fi. Niciun preot nu are dreptul să refuze pe cineva când e vorba de încreștinarea cuiva. Această comparație între o taină a bisericii, precum este botezul sau cununia, și o taxă în bani este absolut jenant. Este este tulburător, aș spune, și bineînțeles că dacă privim lucrurile așa, este total nefiresc. Dar dacă le privim din punctul de vedere al instituției respective, al locașului de cur respectiv, dacă veți merge la țară, nu știu unde, Jilava, lângă București, în orice altă parte, și veți intra într-o biserică în care vedeți că ard niște becuri, se consumă căldură a încălzi o biserică nu e așa de simplu, nu e ca o cameră. Toate aceste lucruri se plătesc, nu statul plătește pentru aceste lucruri: care sunt cheltuierile legate de întreținerea locașului de cult. De aceea sunt aceste contribuții valabile în toate cultele religioase, la romano-catolici, la protestanți, peste tot există aceste contribuții pe care oamenii le oferă bisericilor în momentele în care au contact cu biserica, dincolo de donațiile pe care le pot face sau nu pentru această instituție. Pe final, aș vrea să abordăm un subiect mai sensibil, spun eu. Faptul că există din ce în ce mai frecvent opțiuni de homosexualitate deja este o realitate. Însă, care este atitudinea Bisericii Ortodoxe Române pe acest subiect? ignoră sau tolerează. Vă referiți la opțiuni pentru homosexualitate în spațiul social? Da. Nu știm cât de multe sunt. În România e clar, e vorba de o minoritate absolută. Nu putem vorbi din punct de vedere sociologic și antropologic acum, pentru că nu avem datele necesare. Homosexualitatea există din antichitate, există și astăzi, nu discut problema ei în sine. Din punct de vedere uh, al bisericii, din punct de, de vedere creștin, persoanele care au o asemenea opțiune nu sunt respinse de biserică. Biserica nu le judecă niciodată pe ele ca persoane, biserica însă deploră o asemenea opțiune care contravine firescului. Cum se spune, biserica nu condamnă niciodată pe omul care greșește, ci condamnă greșeala lui condamnă păcatul, păcatul ca deviere. Păcatul, în sens etimologic, nu înseamnă un lucru sau altul, înseamnă o ratare a scopului nostru ultim. Care e scopul ultim din punct de vedere creștin? Este practic drumul acesta ascendent spre o asemănare din ce în ce mai mare cu Dumnezeu care ne-a creat, adică o rafinare a vieții noastre lăuntrice, o rafinare morală care se manifestă în relația cu ceilalți, înseamnă o îmbunătățire permanentă a noastră înșine, până la punctul final pe care în general nu-l atingem, dar care e bine că e atât de sus pentru că ne ajută să pășim cât mai sus și care se numește Sfințenia. Acesta este scopul ultim din punct de vedere creștin. Păcatul apare ca deviere de la acest drum, ca ratare a destinației finale. Din acest punct de vedere, homosexualitatea, dar nu numai ea, adulterul, tot ce presupune trădare în relația noastră cu ceilalți, înseamnă ratări, înseamnă devieri de la drumul pe care ar trebui să mergem. Este Fiecare merge pe acest drum așa păcat. cum poate. Homosexualitatea, da, este un, un păcat. păcat, este un păcat în acest sens, pentru că se opune firescului, este clar lucrul acesta, asta nu o contestă nici ei, nu discutăm dacă opțiunea respectivă e una irepresibilă în lăuntricul persoanei respective sau dacă ea e dobândită prin frecventarea unui anumit anturaj în care apar aceste devieri morale. Da, homosexualitatea este o deviere morală și morală din punct de vedere creștin, este practic dezavoată absolut peste tot în textele Sfintei Scripturi și din punct de vedere creștin, homosexualitatea însă poate fi tratată cu, cu, cu blândețe. Oamenii care au această opțiune pot veni spre preot, pot să se spovedească, pot fi și ei în biserică, pot veni să se roage. Deci biserica nu închide ușa nimănui care are o asemenea opțiune, dar bineînțeles... Că îndeamnă permanent la abandonarea unei asemenea opțiuni. E o discuție delicată, dar repet, păcătosul nu este el condamnat niciodată, ci opțiunea lui, păcatul este cel care e pus în discuție. Din acest punct de vedere, lucrurile cred că sunt limpezi. Creștinismul este spațiul și biserica este spațiul vindecării noastre a tuturor. Chiar dacă nu suntem homosexuali, avem multe alte păcate și bineînțeles că fiecare are de luat niște decizii atunci când ajunge să cadă pe gânduri. E bine să cădem pe gânduri cât mai des în legătură cu noi înșine, și nu cu ceilalți. Noi suntem principala noastră problemă, cum spune Hristos. Să ne vedem mai întâi bârna din ochiul nostru și apoi paiul din ochiul altuia. În general facem invers. Suntem maximaliști moral cu alții și minimaliști cu noi. Un creștin adevărat are grijă să se vindece pe el însuși și apoi să se ocupe de alții. Domnule Bănescu, eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la un interviu video la redacția noastră și vă mai așteptăm cu dragă inimă. Pe cu foarte multă plăcere, cu foarte mult drag și oricând vă sunt alături atunci când veți considera Cam ceva de spus pe una dintre temele dumneavoastră. Vă mulțumim! Cu mult drag!